Ultima ședință a Consiliului Municipal Chișinău s-a lăsat azi cu scandal, bătaie și rețineri la poliție. Situația a escaladat când câțiva membri ai PSRM în frunte cu deputatul Ion Ceban, susținători ai partidului nostru, dar și cetățeni simpli, i-au cerut socoteală lui Dorin Chirtoacă vis-a-vis de proiectele incluse pe ordinea de zi a ședinței referitoare la arendarea și privatizarea unor terenuri din capitală la prețuri cu mult sub adevăratul lor cost pe piață. La primărie și-au făcut apariția și reprezentanții forțelor de ordine, iar ședința nu a mai avut sorți de izbândă. Ulterior, în cadrul unui briefing, socialistul Ion Ceban a declarat că, potrivit unor informații, consilierii s-ar putea convoca totuși azi într-o ședință pentru a aproba proiectele vizate, dar PSRM va încerca să împiedice să fure din bugetul Chișinăului, a mai precizat Ion Ceban. În același timp, reprezentanții fracțiunii municipale a PCRM, în frunte cu președintele acesteia, Natalia Văsutina, au declarat că în urma unor spectacole ca cel de azi de la primărie, anumite formațiuni politice vreau să obțină dividende electorale. Dar acest lucru nu trebuie făcut în detrimentul locuitorilor Chișinăului, problemele cărora trebuie soluționate, nu transformate în circ. Astăzi este ultima zi când cei ce vor să candideze la scrutinul local din 14 iunie pot depune dosarele de înregistrare. Candidații se pot înscrie în cursa electorală pentru primării și consilii locale și, conform legislației în vigoare, toți pretendenții pot fi înregistrați timp de 7 zile din data depunerii dosarelor. La ora 17 azi va avea loc tragerea la sorți privind ordinea candidaților la Primăria Capitalei în buletinele de vot. Tot pe ultima sută de metri s-a înregistrat astăzi în cursa pentru conducerea Primăriei Generale și Monica Babuc, candidatul Partidului Democrat. Tot din partea PD au fost depuse și actele pentru candidații de consilieri municipali în Consiliul Municipal Chișinău. Babuc a declarat că obiectivul ei principal în această campanie este mai puțină politică și mai multe fapte bune pentru Chișinău. Și Dorin Chirtoacă a depus în ultima zi de înregistrare actele pentru a candida din partea PL la funcția de primar al capitalei. Chirtoacă pretinde la al treilea mandat de edil și a declarat jurnaliștilor că nu vede deocamdată niciun contracandidat relevant și că după 15 iunie el va reveni în fruntea capitalei. El a mai adăugat că a fost, este și va fi primarul tuturor locuitorilor Chișinăului, fără a face vreo discriminare. În calitate de candidați pentru funcțiile de consilieri în Consiliul Municipal Chișinău s-au înregistrat astăzi și pretendenții din partea Partidului Popular de Republica Moldova. Pretendentul pentru fotoliul de primar din partea acestei formațiuni este Mihai Cârlig, care s-a declarat un contracandidat aprig al actualei administrației a primăriei. Propunerea lui Igor Dodon de a include pe agenda ședinței legislativului demisiile șefilor SIS, CNA, BNM și al Procuraturii Generale nu a fost susținută. Speakerul Adrian Candu a menționat că nu poate supune votului o propunere care are carențe de procedură. În același timp, Dodon a declarat că de fapt nu se dorește demiterea celor care se fac responsabili de jaful de la Banca de Economii, dar se vrea lichidarea acesteia a Băncii Sociale și a Unibank. Lucru confirmat de altfel și după ședința de ieri a guvernului, când premierul Kiril Gaburici a spus că în opinia sa aceste trei instituții bancare trebuie lichidate. Cetățeanul român George Simion, liderul platformei Acțiunea 2012, care pledează pentru unirea Republicii Moldova cu România, a fost expulzat din țara noastră, având interdicție de a intra pe teritoriul Moldovei timp de 5 ani. Simion a scris pe o rețea de socializare că expulzarea sa are legătură cu marșul unionist ce urmează să aibă loc la Chișinău pe 16 mai. Ambasada României la Chișinău a emis un comunicat în care scrie că păstrează în atenție cazul pentru obținerea tuturor informațiilor clarificatoare. Totodată, Ministerul de Interne de la Chișinău a explicat că cetățeanul român George Simion a fost expulzat în baza unei legi care permite o astfel de decizie ca măsură asiguratorie împotriva unui străin ce ar putea pune în pericol securitatea națională. În același timp, vis-a-vis de expulzarea lui George Simion, s-au dus dispute și în cadrul ședinței de azi a legislativului, în timp ce liberalul Valeriu Muntean s-a revoltat că Moldova procedează prin metode comuniste, președintele PCRM Vladimir Voronin a spus că ar proceda astfel și în continuare dacă ar reveni la putere. Pentru a calma spiritele, liderul PLDM Vlad Filat a propus să fie invitat directorul SIS pentru a oferi informații vis-a-vis de motivele expulzării lui George Simion, liderul mișcării unioniste Acțiunea 2012. Serbia va menține o poziție neutră și nu va impune sancțiuni Rusiei, a declarat președintele sârb Tomislav Nikolić la întrevederea avută la Belgrad cu Valentina Matvienko, președintele Consiliului Rus al Federației. Credem în continuare că Rusia și Uniunea Europeană trebuie să-și rezolve divergențele prin negocieri și suntem dispuși să contribuim la rezolvarea deplină și rapidă a crizei din Ucraina, a precizat Nikolić.
NATO va efectua exerciții militare comune cu Ucraina în această toamnă, a anunțat secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg. Aceste exerciții militare se vor numi Răspunsul Sud. Miniștrii de externe ai Alianței s-au reunit la Antalya, Turcia, cu scopul de a consolida securitatea colectivă în contextul noilor provocări internaționale.